Un cârd de vaci se plimbă liber de câteva zile prin centrul municipiului Vatra Dornei din județul Suceava. Lăsate libere de proprietari, bovinele sunt văzute deseori pe pietonalul din zona centrală, pe străzile și pe trotuarele din zonă. Peisajul a devenit deja unul obișnuit, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Numeroase fotografii cu animalele s-au viralizat deja pe rețelele de socializare. Una dintre fotografiile care a adunat cele mai multe reacții și comentarii surprinde o bovină pe scările poliției municipiului Vatra Dornei. Într-o altă fotografie, mai multe vaci pot fi văzute la plimbare chiar în fața renumitului casino aflat în renovare, unul dintre simbolurile cunoscutei stațiuni turistice. În alte fotografii, animalele sunt surprinse în timp ce pasc florile din parcul stațiunii. Totodată, prezența bovinelor a fost surprinsă și pe carosabil, uneori chiar lovind mașinile aflate în trafic. Despre prezența vacilor au fost sesizate și autoritățile, iar localnicii așteaptă acum să vadă dacă și ce măsuri vor fi luate.